Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Studenții de ieri. Cea mai mare bucurie este atunci când ai ocazia să te reîntâlnești cu oameni dragi, activi și pasionați de ceea ce fac. Alexandra, sunt foarte bucuroasă să te am astăzi alături de mine în cadrul acestei emisiuni. Raluca, eu îți mulțumesc pentru invitație, mă bucur tare mult să te revăd. Cu mare drag. Și eu mă bucur. Ai absolvit Universitatea Politehnică Timișoara, mai exact Facultatea de Științe ale Comunicării. Ce anume te-a determinat să iei această decizie pentru cariera ta de viitor? Într-adevăr, am absolvit Facultatea de Științe ale Comunicării, specializarea Comunicare și Relații Publice. Pot să spun că nu a fost ceva anume ce m-a determinat să vin aici, ci cineva, și anume diriginta mea de la Liceul Jean-Louis Calderon. Mă vedea foarte implicată pe perioada liceului în diferite activități extracurriculare și spunea, măi, Alexandra, uite, am auzit de facultatea aceasta nouă, relativ nouă, cred că ți s-ar potrivi foarte bine, mergi să te interesezi mai multe detalii. Și țin minte că am mers acasă, am mers să mă interesez și primul lucru care am scris pe Google a fost facultatea de comunicare și relații cu publicul. Și bineînțeles că de atunci mi-a fost în timpul rușine că nu știam ce înseamnă relații publice. Bineînțeles că atunci am aflat mai multe lucruri și am văzut că domeniul acesta este la început de drum oarecum în România. Este o industrie în plină dezvoltare și am zis, wow, mi se potrivește, hai să încerc. Oarecum mi-am dorit foarte mult să merg pe direcția aceasta pentru că îmi plăcea foarte mult să comunic, îmi plăcea foarte mult să interacționez cu oamenii. Pe perioada liceului eram implicată, eram președintele Consiliului Elevilor, eram implicată în Consiliul Județean al Elevilor, scrisesem 3 proiecte cu finanțare de la o bancă națională, făceam volei, făceam o grămadă de activități și îmi plăcea ideea asta de a-mi dezvolta abilitatea de a comunica cu ceilalți. Foarte activă! Da! Hai să ne oprim puțin asupra perioadei tale de studenție. Da. Ia să vedem ce amintiri așa mai deosebite ai tu din această perioadă. O să știi că sunt foarte multe. Hai să auzim câteva dintre ele. Da. Perioada studenției, îți spun sincer, este, nu-mi place să-i zic a fost, îmi place să zic este, să o consider așa de departe, este cea mai frumoasă perioadă din viața mea, pentru că atunci am cunoscut cei mai frumoși oameni din viața mea și pentru că atunci m-am cunoscut pe mine. Și spun că m-am cunoscut pe mine pentru că atunci mi-am dat seama de fapt ce știu și cum să valorific ceea ce știu. Mi-am dat seama ce nu știu și unde trebuie să pulsez sau unde trebuie să învăț mai mult pentru cariera mea. Mi-am dat seama care mi sunt limitele și pe unde pot să merg și unde trebuie să zic stop. Și nu în ultimul rând am învățat să lucrez cu obiective și cu deadline-uri. Am învățat să lucrez în echipă și lucrul acesta a fost extraordinar pentru că eram oarecum o persoană individualistă, dar facultatea consider că m-a ajutat cel mai mult să fiu un om de echipă, să lucrez alături de alți oameni. Dacă ar fi să mă gândesc la câteva exemple concrete, m-aș gândi bineînțeles la perioada în care am fost implicată în CICS, în actualul CCOC, unde am fost și colege de altfel. În cadrul CICS au fost 2 proiecte foarte dragi mie și aș începe cu Zilele Carierei. Zilele Carierei, care este un proiect în momentul de față foarte cunoscut la nivel local și trebuie să ne gândim că este creat în proporție aproape de 80-90% doar de studenți, ceea ce arată de fapt implicarea studenților din ce în ce mai mare. Am fost implicat în acest eveniment 4 ediții ca organizator și, bineînțeles, Caravana OPT, care a fost un proiect foarte drag mie pentru că în anul 2 chiar l-am și preluat, am fost coordonator de proiect și împreună cu echipa de studenți am plecat în regiune pentru a promova serviciile universității către liceele din regiune. Pe lângă CICS, am încercat foarte mult să mă implic foarte mult în activitățile facultății și, din fericire, facultatea ne oferă foarte multe evenimente la care putem să ne implicăm și apreciez pe profesori și pe conducerea universității foarte mult pentru acest lucru. E nevoie de practică, să zic așa. Am implicat în foarte multe proiecte, simpozioanele de traduceri, diferite evenimente pentru profesori sau pentru studenți. Timp de 3 ani am fost reprezentantul studenților în Consiliu Profesoral, în board-uri și alte cele. Pe lângă aceasta,
proiectul, unul dintre cele mai dragi proiecte ale mele a fost implicarea mea în activitatea Work and Travel. A fost o provocare foarte mare pentru mine, a fost una dintre cele mai mari provocări în acel timp. Am plecat în Statele Unite cu programul Work and Travel 2 ani la rând, am lucrat foarte mult, dar am venit puțin schimbată de acolo. Am venit, cu toate că eram o persoană foarte optimistă, pozitivă și zâmbăreață la început, de acolo am venit cu o doză și mai mare de optimism și pozitivism, pentru că ei sunt foarte pozitivi. M-am învățat să zic mai des mulțumesc, să mă bucur mai des de lucruri simple, să apreciez mai mult ideea de a lucra cu clienții. M-a făcut să-mi dau seama de fapt ce înseamnă ideea de a lucra. Lucram foarte, foarte, foarte mult, 16, 17, 18 ore pe zi, astfel încât să reușesc să-mi găsesc două zile libere pe săptămână ca să pot să călătoresc. Și asta făceam. 5 zile lucram, 2 zile călătoream. Îmi cheltuiam toți banii pe călătorie. Dar mi-am accentuat dorința aceasta de a călători în întreaga lume și de a descoperi cultura altor continente, să zic așa. Și cred că cea mai mare învățătură a mea acolo a fost aceea de a lupta pentru ceea ce-ți dorești. Pentru că în momentul în care am ajuns în state, aveam un job de busser, de parasam mese în restaurant. Dar îmi doream foarte mult să lucrez ca ospătară și foarte multă lume îmi spunea că n-ai să reușești, e primul tău an, nu se întâmplă lucrul acesta, obții un job de ospătar abia din al treilea an, tot felul de prejudecăți și bariere. Uh-huh. Și m-am enervat într-o zi și am spus, ce pierd dacă mă duc și întreb? Și m-am dus la cel mai important restaurant din oraș. Însă acolo mi-am depus CV-ul, mi-au spus că mă vor contacta când vor avea timp, mi-au spus că doresc totuși să vorbesc cu managerul, l-au chemat pe manager, se uită el pe CV-ul meu, se uită la mine, îmi zice, păi știi, n-ai experiența necesară pentru a te angaja ca ospătară. De ce vrei totuși să faci lucrul acesta? Și am spus, știi ceva, m-am săturat să vorbesc cu paharele, cu farfurile și cu... și să vorbesc toată ziua numai în română cu colegii mei, pentru că erau foarte mulți români acolo. Am venit aici ca să-mi dezvolt abilitățile de a vorbi în engleză, pentru că vreau să descoper cultura voastră, pentru că vreau să am prieteni americani, așa că cred că jobul acesta îmi oferă ceea ce eu îmi doresc. Și următoarea lui întrebare a fost, de când vrei să începi? Și atunci am fost atât de plăcut surprins și am zis, ok, deci în momentul în care îți dorești ceva, trebuie doar să întrebi. Cu cât mai pui mai multe întrebări, cu atât mai multe oportunități se deschid. Și te-a învățat pe tine să ai curaj în momentul în care lupți pentru ceva ce îți dorești? Să știi că vine foarte greu curajul. Dar îți spun sincer că poate cel mai important sunt oamenii pe care îi ai în jur. Știi că se zice că pentru a avea niște rezultate pozitive, niște rezultate pe care tu ți le dorești, trebuie să ai niște gânduri pozitive, acele gânduri îți creează niște credințe, adică la un moment dat gândul tău când îți spui tu eu pot, la un moment dat chiar crezi că poți să faci acel lucru, dar în afară de motivația ta intrinsecă, motivația ta internă, ai nevoie și de oameni. Și atunci când ai în jurul tău oameni care îți spun că poți, că meriți să mergi mai departe, prinzi mai multă putere. De data aceea nu aveam motivația aceasta extrinsecă, dar se pare că motivația mea internă era mai puternică, voiam să-mi demonstrez mie că pot și am reușit. Și de atunci credem că privesc cu alți ochi oportunitățile și provocările și în momentul în care doresc să obțin ceva, mă duc și întreb. Ce pot să pierd? Să-l primesc un răspuns negativ? Aș fi primit oricum, în gândul meu, da. O lecție de viață. Exact. Hai să ne oprim puțin asupra experienței tale de a pleca în America. Da. Cum ai luat această decizie? Fiindcă eu cunosc foarte mulți tineri care parcă ar merge, dar totuși le e frică să ia această decizie, să plece singuri în America, să o ia practic de la zero pentru câteva luni. Cum ai luat tu această decizie? Am văzut un afiș de la o companie care se ocupă de recrutare a studenților pentru acest proiect. Am văzut afișul, eu nu mai auzisem de acest proiect până atunci, am zis ok, hai să merg să întreb, să văd despre ce e vorba. Am ajuns acolo, era Titel, un coleg, ca să pot să-l numesc și coleg în momentul de față, de-al meu de acolo, de la agenție. A început să-mi povestească cât e de fain, că atâtea lucruri noi vezi, cât e de fain să fii independent, să cunoști atâția oameni noi. Și m-a convins atât de tare încât am scos buletinul și am zis, nu scriu. Nici n-am mai contat să vorbesc acasă, să întreb dacă da sau nu. Pur și simplu am zis, ok, ținem buletinul,
dacă mă răzgândesc, vin într-o săptămână, dacă nu, să știi că merg mai departe. Și am mers mai departe. Super, și a meritat. Da, a meritat enorm de mult. Recomand tuturor, chiar tuturor, să facă acest pas. Întorcându-ne puțin la prima ta zi de facultate, cum a fost? Agitație, lume, o experiență nouă, clădire nouă și mulți pași de făcut pentru viitor. Șocul meu cel mai mare a fost amfiteatru. Eram așa într-un loc imens, mare, cu multă lume. Cu multă lume. Eu de fel sunt foarte sociabilă și mă acomodez destul de repede. Și bineînțeles că m-am pus lângă o viitoare colegă, am început să vorbesc. Și a fost destul de ok. Atât de mult mi-am dorit foarte mult să fiu studentă. Vedeam această experiență ca un pas extraordinar de important în viața mea și l-am tratat ca atare. Și de aceea, orice experiență pe care am avut-o în perioada studenție, tot profesori, cursuri, toate experiențele pe care le-am avut, le-am tratat ca niște oportunități pentru mine, nu ca ceva, of, iar trebuie să merg la școală sau alte lucruri de genul acesta. Și cred că asta m-a ajutat, atitudinea și rezultatul pe care voiam să-l am la sfârșit. Este foarte important atitudinea. Să știi, da. Ce părere ai despre perioada actuală de studenție? Care ar fi avantajele și dezavantajele studenției din prezent în comparație cu studenția pe care ai trăit-o tu, deși nu e o perioadă atât de îndelungată? Uite, o să fac o referire de avantaje, cum le văd eu acum, dar dezavantaje o să compar din ce am auzit că era înainte și cum e acum. Ca avantaje, clar, primul lucru îmi vine în minte ideea de tehnologie, pentru că avem acces mult mai mult la informații noi, la o grămadă de informații. Aici catch-ul și trick-ul este ca studentul să știe să aleagă informațiile, pentru că nu orice găsești pe internet este neapărat real sau veritabil. Da? În plus, pe lângă partea aceasta de tehnologie, mă gândesc la oportunități, pentru că consider că în prezent și când am fost și eu studentă, când am fost de mult, au fost foarte mult și sunt foarte multe oportunități. Și aici mă refer la Erasmus, Work and Travel, internship-uri plătite în companii multinaționale, proiecte, prilejii de practică și o grămadă de activități care îți oferă ție ocazia să pui în practică, de fapt, teoria pe care o afli la școală. Și asta este absolut extraordinar. Dacă stau să mă gândesc la partea de dezavantaje, mă gândesc la mentalitatea oamenilor, pentru că ai văzut poate și tu în ziua de astăzi foarte mulți oameni din trecut, care au avut experiență de studenție în trecut, te tind să pună o prejudecată, și anume faptul că în ziua de astăzi nu se mai face școală, că studenții din ziua de astăzi nu se mai implică, că pe vremuri se făcea școală, acum numai. Eu nu sunt deloc de acord cu acest lucru, pentru că consider că în momentul de față școală se face. Ideea este că se face mult mai multă practică. Într-adevăr, se făcea foarte multă școală, adică, nu știu, când erai student, scrieai 200 de pagini, nu scrieai 100, citeai 20 de cărți, nu citeai 5, dar informațiile pe care le avem noi în momentul de față sunt mult mai concretizate și mult mai reale, să zic așa, puțin, dar oamenii pun mai mult în practică ceea ce au. Pentru că eu consider că în trecut oamenii terminau o facultate, știau foarte multă teorie, însă în momentul în care trebuia să mute ceva de acolo în stânga, în dreapta, ok, stai că nu știu cum trebuia să fac lucrul acesta. Însă acum, într-adevăr, studenții fac mai mult puțină teorie, dar fac mai multă practică. Și cred că asta e cel mai important. La un moment dat, când eram în Statele Unite, mă interesam de oferta lor universitară de acolo și am mers la Georgetown University din Washington, care este una dintre cele mai importante universități din state. Și am mers acolo să mă interesez mai mult despre oferta lor. Vorbeam la un moment dat cu o profesoară și la final îmi spune: Alexandra, nu vrei să particip la o oră de-a mea mai spre seară? Îți dai seama, pentru mine a fost o onoare extrem de mare și am zis sigur că da. Dacă stăm să ne gândim, dacă comparăm facultatea noastră cu ceea ce am văzut acolo, sincer, nu sunt diferențe foarte mari și mă bucur de lucrul acesta. Profesorii sunt mult mai implicați, cel puțin la facultatea noastră, nu știu să-ți spun în alte facultăți, însă
cei din Facultatea de Științe ale Comunicării sunt mult mai apropiați de studenți, ba chiar și acum păstrez legătura cu unii dintre profesori. Când trebuie să iau o decizie în ceea ce privește cariera mea, de foarte multe ori merg la profesorul meu de licență, coordonatorul licenței mele, și mă consult cu el, pentru că îl consider un om cu experiență extrem de mare și îl consider așa ca un mentor, un mini-mentor, să zic așa. Hai să... Eu am o curiozitate. Da. Care a fost cea mai amuzantă experiență din viața ta de student? Așa multe au fost. Măi, mi-e foarte greu să mă gândesc, îți zic sincer. Sunt foarte multe amuzante. Cred că... gata, mi-am amintit. Eram în complex cu colegii, studiam pentru un examen pentru a doua zi. De obicei când învăț, nu-mi place să învăț singură și nu-mi place să învăț acasă și tot timpul mergeam la colegii mei în cămin să învățăm. Era în jur de ora a doua noaptea, eram super stresată pentru a doua zi. Mergeam cu mașina spre casă și m-a oprit poliția. Și m-a întrebat că ce se întâmplă, unde mă grăbesc și am spus că mă grăbesc să merg acasă pentru că sunt foarte obosită pentru un examen de a doua zi. Și a zis că unde sunt student? Și a zis că la Universitatea Politehnică. Aoleu, faci foarte multă matematică acolo, nu? Și am zis, da, să știți că fac foarte multă matematică și m-a lăsat să plec acasă. Noi de fapt nu facem. Noi nu facem matematică deloc, dar m-a ajutat. Ai ocupat poziția de CEO for one month. Ce a însemnat acest lucru pentru tine, atât personal cât și profesional? Proiectul acela CEO for one month a fost și este și va fi cel mai drag proiect al meu. Al meu în sensul în care am fost implicată. Am cunoscut niște oameni absolut extraordinari. Niște oameni cu experiență de viață enorm de mare și cu experiență profesională la fel de mare. Niște oameni care au fost deschiși să învăț de la ei, care mi-au oferit șansa să învăț. De exemplu, țin minte că una dintre primele experiențe în cadrul acestui proiect a fost să particip la o ședință de business și am ieșit de acolo mai zăpăcită decât am intrat. Erau atât de mulți termeni noi pentru mine, dar nu m-au lăsat așa. M-au luat deoparte și au zis, hai să vedem. Unde ți-a fost neclar, hai să vedem ce, unde putem să îmbunătățim, adică unde să punem accentul ca data viitoare să înțelegi despre ce e vorba. Și am apreciat enorm de mult lucrul acesta. De asemenea, proiectul CEO for One Month înseamnă ideea de a urmări directorul general unei companii multinaționale de servicii de resurse umane din România. Am locuit în București pentru o lună de zile, l-am urmărit pe directorul general acestei companii și a fost o experiență extraordinară pentru că el, atât el cât și oamenii lui au făcut acest lucru și îți spun sincer că îmi doresc ca dacă pe viitor voi avea o poziție de manager sau de coordonator de orice ar fi, îmi doresc ca oamenii mei să mă privească cu aceeași ochi cu care îi privesc angajații lui pe el acum. E un model de urmat, îți spun sincer, este foarte apropiat de oamenii lui și se vede lucrul acesta în rezultate. Pentru că atunci am învățat ce înseamnă leadership-ul, am învățat ce înseamnă să fii implicat, ce înseamnă să-ți dorești mai mult și să le transmiți acest lucru și oamenilor tăi, pentru că atunci tot timpul vin rezultate. De asemenea, proiectul acesta nu s-a încheiat la finalul lunii respective și am păstrat legătura de-a lungul timpului și m-am implicat în diferite proiecte și apreciez foarte mult pentru acest lucru. Cel mai important proiect la care am participat alături de ei a fost să particip la Forumul Mondial de Economie de la Davos din Elveția, care este unul dintre cele mai mari evenimente din întreaga lume. Am fost extrem de emoționată să merg acolo, să fiu alături de atât de oameni atât de importanți în business-ul internațional. Am cunoscut profesori de la INSEAD, una dintre cele mai cunoscute facultăți, universități de management din întreaga lume. Oameni care m-au surprins prin modestia lor și m-au făcut să-i apreciez pentru că mi-am dat seama că ca să fii mare, nu trebuie să fii mare să mă arăt cât sunt de mare, ci pot să fiu mare prin bagajul de cunoștințe pe care l-am și experiența pe care o am în domeniu. Și mă bucur să văd că încă mai păstrez legătura cu ei. Încă, chiar în februarie, voi pleca la o prietenă de-a mea în Japonia, merg să o vizitez. A fost și ea în urmă câteva săptămâni aici în România, am călătorit în jurul țării și acum merg eu să o vizitez pe ea în Japonia. Și mi-am dat seama
că proiectele acestea internaționale te ajută foarte mult să îți faci conexiuni în întreaga lume și în momentul în care cunoști oameni din culturi diferite, mi se pare că ești un om mai bogat. Asta văd eu bogăția, ideea de a cunoaște foarte mult, de a avea ce să compari, să cunoști oameni din întreaga lume, să te implici foarte mult. Ai spus că ai trăit pentru o lună în București. Cum e viața în București, în capitală, mult mai multă agitație, bănuiesc, în comparație cu viața din Timișoara? Îți spun sincer că, în momentul de față, nu... Experiența pe care am avut-o în București a fost una total specială pentru că în fiecare zi aveam niște activități programate, mergeam și cunoșteam diferite personalități din țară, miniștri, oameni importanți din business-ul și instituțiile din România. Și îți dai seama că a fost o experiență, am văzut Bucureștiul cu alți ochi, să spun. După care, în momentul în care m-am angajat în actuala companie unde lucrez, am locuit 2 săptămâni acolo. La fel, a fost o experiență extraordinară, pentru că nu aveam activități. Însă, acum, ultima oară când am mers, m-a dat peste cap agitația de acolo. Eu, de fel, sunt o persoană agitată și îmi place agitația în jurul meu, dar de multe ori apreciez și calmitatea aceasta pe care o găsesc aici acasă. Cu ce îți ocupi în prezent viața, sufletul și cariera? În prezent sunt tot studentă, doar că masterandă de data aceasta. Sunt studentă la Facultatea de Psihologie, programul Organizational and Occupational Health Psychology, ține parte de psihologia muncii și este absolut extraordinar. Cred că asta îmi place cel mai mult, mi-a plăcut cel mai mult la ideea aceasta de Facultate de Științe ale Comunicării, pentru că îți oferă o gamă largă de industrii pe care poți să mergi mai apoi. Am ales industria de HR, resurse umane, și nu regret, îmi place extrem de mult. Și în momentul ce studiez eu acum este absolut extraordinar. E psihologie, dar e puțin diferită. Și chiar de curând spuneam la școală că mai sunt, nu știu, mai sunt momente la lucru când mă simt foarte sigură pe ceea ce fac, sunt o specialistă, zic așa, la început de drum. Însă când mă duc la școală și îmi dau seama cât sunt de mică și cât mai am de învățat și când începe profesor să ne spună atât de multe lucruri noi și eu rămân perplexă, așa, rămân uimită de câte lucruri mai am de învățat, atunci am dat seama că mai am mult de mers până acolo. Și, de asemenea, lucrez în momentul de față, lucrez ca specialist training și recrutare într-o multinațională de telecomunicații, care oferă servicii de telecomunicații și este absolut extraordinar. Dar vreau să spun sincer că cel mai mult apreciez echipa cu care lucrez și coordonatorul nostru. Sunt niște oameni foarte inteligenți, niște oameni amuzanți, niște oameni. Asta cred că e termenul. Adevărata valoare. Da. Adică nu m-am simțit niciodată, nici măcar pentru o secundă, în afara echipei. M-am simțit în echipă tot timpul. Am simțit că orice problemă aș avea și orice întrebare aș avea, pot oricând să-i contactez și asta e foarte, foarte important. Spuneam că sunt niște persoane foarte inteligente, au experiență extrem de vastă în domeniul acesta al trainingului, al resurselor umane, al recrutării și am atât de mult de învățat de la ei și sunt fericită că îmi dă oportunitatea să învăț. Adică nu e ca și cum eu știu partea mea, tu treaba ta de unde înveți. Nu, îmi oferă atât de multe informații și m-au ajutat să mă dezvolt enorm de mult și apreciez foarte mult pentru asta. Asta cred că mă face să apreciez din ce în ce mai mult jobul pe care l-am. Hai să ne întoarcem puțin la facultate. Da. Și să încercăm să ne închipuim următorul lucru. Da. Dacă ar fi să poți lua cu tine un obiect din facultate, care ar fi acela? Să-l poți ține pentru tine pentru tot restul vieții. Hai că te-am provocat, da. Am fost... Cel mai nostalgic moment al meu din facultate a fost momentul în care mi-am predat cardul de student. Deci cred că l-aș lua din noi, da. Deci cardul acela, a fost cardul meu, a fost cardul care m-a ajutat foarte mult.
De ce? Era cardul care îmi oferea acces la bibliotecă, la bazinul de not, la toate facilitățile pe care le avem ca student și, în ultimul rând, cardul acela îl foloseam eu când călătoream în străinătate ca să am reduceri. Foarte util! Mă aștea foarte mult și l-aș lua oricând înapoi. În final, aș vrea să te întreb ce ai dorit tu să le transmiți studenților care acum sunt la început de drum, poate nedumeriți. Da. Oh, aș vrea să le transmit foarte multe. Ascultăm. În primul rând, să le-aș dori să iasă din starea lor de confort, pentru că e foarte ușor să cazi în capcana aceasta. Lasă, nu, acum, mâine. Că mâine trece și vine și poi mâine și nici poi mâine nu faci și tot așa. Am căzut și eu de foarte multe ori în capcana aceasta. Le doresc să se implice din ce în ce mai mult și să nu se mai plângă atâta, pentru că e atât de trist când te întâlnești cu tineri care spun că au două facultăți, au două diplome în buzunar și nu au niciun job. Lucrul acesta nu este vina, adică eșecul acesta nu este din cauza, nu știu, pieței sau din cauza companiilor, ci e din cauza lor. Pentru că ei, nu știu, merg prin facultate ca prin un hol, așa, doar plec de acolo, merg în partea cealaltă, intră pe ureche și pe cealaltă. Și nu vreau să cred că, nu spun că ca și cum majoritatea fac lucrul acesta, ci o mică parte, dar sunt oarecum o mică parte care influențează negativ pe ceilalți. Și le doresc să implice din ce în ce mai mult, pentru că oportunități sunt foarte, foarte multe pe piață. Trebuie doar să știe unde să caute și să aibă curajul să aplice. Adică, la urma urmei, chiar auzisem de curând un TED Talk, un discurs acela TED, lui Ivan Joseph, cred, despre self-confidence. Și zicea că ideea aceasta de self-confidence este foarte importantă în viața unui om, pentru că în momentul în care ești încrezător în tine și în puterile tale, știi că vei obține acel lucru. Și ca să devii self-confidence, acest lucru este un skill al unui om și acest skill se poate dezvolta. Adică eu pot să devin mai încrezătoare în mine pe viitor. Și cum fac asta? Prin repetiție. Da? Repet de 100 de ori același lucru ca să fiu sigură că într-un final sunt sigură pe ceea ce transmit. Și, bineînțeles, datorită oamenilor pe care îi înjur, așa cum ziceam mai devreme, de partea aceea cu gândurile pozitive. Cam asta ar fi ceea ce le transmit. Și să nu mai pună ideea aceea de reușită în asociere cu norocul. Nu cred în noroc. Noroc cred doar în ideea aia în care ai noroc de niște oameni buni lângă tine. Și norocul ți-l faci tu, exact. De multe ori mă întâlnesc cu oameni care îmi zic ce noroc ai că ai jobul ăla. Ce noroc ai avut că ai câștigat proiectul ăla. Și tot timpul le spun, nu, oameni buni, nu-i noroc. Am muncit, am pornit de jos ca să ajung acolo, am muncit foarte mult ca să obțin acel lucru și nu mai spune că e noroc, că nu e noroc, eu am muncit să ajung acolo, e munca mea, exact, nu mai pune tu soarta în reușita mea. Și acum mi-am amintit ceva important, ceva care asociez cu facultatea, cu perioada studenției. În anul 2 de facultate a venit Sorin Popa, este directorul unui program de training, John Maxwell se numește în Timișoara, nu în România de fapt, venise să ne povestească puțin despre experiența lui și a zis la un moment dat un lucru foarte important care mi-a dat foarte mult de gândit și am acționat în direcția aia și am avut rezultate, și anume că trebuie să fii mai selectiv în ceea ce privește oamenii din jurul tău, apropo de ce vorbeam mai devreme, da? Nu e numai partea de noroc în care, vai, am noroc, am niște oameni foarte buni în jurul meu, dar e și partea de eu mi-aleg. Ai, cum ziceai tu, că norocul ți-l alegi tu. Eu mi-aleg oamenii din jurul meu și trebuie să învățăm să trecem mai departe peste anumite perioade din viața noastră și peste anumite persoane din viața noastră. Și consider că în viața de zi cu zi și în viața profesională trebuie să fii înconjurat de oameni de la care ai tot timpul de învățat. Nu trebuie să fii într-un grup în care să zic eu sunt cel mai tare, eu vreau să le demonstrez celorlalți că sunt mai buni decât ei. Nu, vreau să fiu într-un grup în care să-mi dau seama cât de mică sunt și ei să am o grămadă de lucruri de învățat de la ei. Și din fericire am reușit să am alături de mine oameni la care am foarte mult de învățat.
Draga mea, Alexandra, eu îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația și îți mulțumesc mult că mi-ai oferit această bucurie de a te avea alături de mine. Eu îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat aici și că retrăiesc așa puțin momentele frumoase din studenție. Eu mă bucur că te-am revăzut și sper că ne mai revedem și în afara studiului. Uite, în cadrul acesta îți promit că ne revedem. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și cu această ocazie. Pe data viitoare, la revedere!